verde calipanul, foaie verde calipanul, of, of. De trei ori pot covi caluleana mea, ca să urc la mândra dealul, măi, măi. De trei ori pot covi caluleana mea, ca să urc la mândra dealul, leano. Urcai dealul jumătate, urcai dealul jumătate, of, of. Pierdui pot coabele toate, leana mea. Pierdui pot coabele toate, măi, măi. Urcai dealul jumătate, leana mea. Pierdui pot coabele toate, leano. Ține, Doamne, vara lungă, când mai am parale în pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă urc la mândra-n deal. Dar nu-i vina calului, dar nu-i vina calului, of, of. Nici-a pot covarului, leana mea. Nici-a pot covarului, măi, măi. Dar nu-i vina calului, leana mea. Nici-a pot covarului, măi, leano. E vina mândruții mele, e vina mândruței mele, of, of. C-a pus casa-n dealuri grele, leana mea. C-a pus casa-n dealuri grele, măi, măi. E vina mândruței mele, leana mea. C-a pus casa-n dealuri grele, leano. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă urc la mândra-n deal. Dar nu-i vina nici a ei, dar nu-i vina nici a ei, of, of. Și e vina tot a mea, leana mea, că prea des mă duc la ea, măi, măi. Și e vina tot a mea, măi, leana mea, că prea des mă duc la ea, măi, leano. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă urc la mândra-n deal. Ține, Doamne, vara lungă, cât mai am parale-n pungă, ca să pun șaua pe cal, să mă urc la mândra-n deal. De mic am plecat de acasă. Satul e vatră frumoasă, de mic am plecat de acasă. Am plecat departe în lume, mi-e dor satule de tine. Mi-e dor de-al meu topolog, de fetele de la joc, măi.
Mi-e dor satule de tine, de dealuri și de coline. Mi-e dor satule de tine, de dealuri și de coline. Satul meu de peste râu, ce mă așteaptă ca să viu, măi? De-a patopologului, de cântecul cucului, măi. Dor de tine, frate dragă. Dor de mamă, dor de tată, dor de tine, frate dragă. Dor de casa părintească, de pe ulița din coastă. Dor de-a mea copilărie, ce a fost n-o să mai fie. Dor de casa părintească, de pe ulița din coastă. Dor de-a mea copilărie, ce a fost n-o să mai fie. Dragii mei, domnul Gigi Iordăchescu a interpretat pentru dumneavoastră melodiile Foaie Verde, Calipanu și această melodie extraordinar de frumoasă, domnul Gigi, Satule Vatră Frumoasă. Este un cântec în care dumneavoastră v-a spus într-un fel viața. Ați plecat de acolo, de la Șuici, de mic copil. Da. Și apropo că spuneam în pauză unde vrei să faci o filmare. Da, chiar vreau să dezvolt un pic. Asta, chiar acolo am compus acest cântec, m-am oprit în loc cu mașina, da. Și am stat și mi-a venit mie în minte melodia și versurile și acolo l-am compus și zic aici tu... Și melodia este extraordinară și textul. Avem pe cineva la telefon. Alo? Alo, să rămână. Bună seara! Bună seara! Sunt Ion Turcilă. Domnul Ion Turcilă! O, străjne Ioane! Ia uzi, da. Hristos a înviat, domnul Ion! Adevărat, a înviat la mulți ani. Vreau să-i urez lui domnul Gigi un la mulți ani. Mulțumesc și eu lui Georgica. Da. Și eu lui George, la fel, la mulți ani. Hai să dau televizorul un pic mai încet, că da. Nu mă aud. Chiar asta voiam să vă zic, dați televizorul încet, da. Așa. Da, acum vă auzim. Și am spus că lui George vreau și eu să-i spun la mulți ani să fie sănătos alături de toată familia dumneavoastră. Tot prin intermediul dumneavoastră și eu, fiul meu, vreau să-i urez la mulți ani. Dumneavoastră, mult succes în cariera. Vă mulțumesc. Și la tot ceea ce faceți. Iar domnișoara Ioana, multe emisiuni frumoase. Se vede că e ceva nou. Mulțumim, domnule Ioan. Mulțumim la mulți ani și lui George din partea mea, din partea noastră, a tuturor de aici, de la Argeș TV. El a fost în direct aici, a fost o emisiune de succes, așa cum știți. Și bineînțeles că George va fi prezent cât de curând la noi aici, la Argeș TV. Pentru că are o voce frumoasă, este un tânăr care a pornit bine, mai ales că vine dintr-o familie de muzicanți. Și pentru că ați intrat în legătură directă cu noi, dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră și întregii dumneavoastră familii multă sănătate și multe dorințe împlinite. Vă mulțumesc foarte mult, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce doriți și mult succes, mult succes! Mulțumim, mulțumim! La mulți bani! Mulțumesc, mulți mulțumesc bani. Domnul Ion, mulțumesc mult! Mulțumim. Vă salutăm cu mare respect! Sănătate, la fel și eu! Mulțumim. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim frumos, domnul Ion, pentru telefon! Vreau să ciocnim înainte! Să dă-mi și mie voie, am și eu... Vă rog, vă rog! Un prieten foarte bun, domnul George Olteanu, care este sigur în fața televizorului, da, un fan al dumneavoastră, un fost dansator al ansamblului Chindia și al ansamblului Doru. Da. La mulți ani, domnul Olteanu, multă sănătate, la fel și lui Georgica Enache și la toți care poartă acest frumos nume. Haideți să ciugnim. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. M-ați bătut. Trebuie să vă dau ouă, domnul Gigi.
Vreau să vă spun ceva. Mi-au spus colegii din regie că mai avem 2 minute și apoi trebuie să cântăm, pentru că se... ce e frumos, știți că trece repede, pentru că ați adus vorba despre emisiune. Vrem să realizăm o emisiune la dumneavoastră acolo la Șuici. Emisiunea se numește Album folcloric, da. O emisiune în care să vă filmăm acolo acasă, să vă aduceți aminte cum erați copil și, bineînțeles, o să descrieți toată activitatea artistică. Evident. Și pentru că dumneavoastră sunteți coordonatorul grupului de la Rapsozii Argeșului, îmi doresc, dacă sunteți și dumneavoastră de acord și domnul director Cristian Mitrofan, să și realizăm... calea asta și sunt sigur că va fi de acord. Da, să realizăm o emisiune și cu acest grup. Acest grup merită să iasă în față, este premiat, are material destul de bun. Am văzut că ați primenit grupul. Da, și grup, am primenit și repertoriu, avem mai multe. Da, asta ar fi proiectul nostru pentru viitor. Și care ar fi cel mai frumos cadou pe care vi-l doriți dumneavoastră acum? Mai ales că... În primul rând, să am sănătate eu și familia mea, asta este cel mai frumos cadou. Că dacă ai sănătate, de faci pe toate. Ai multe cadouri în viață dacă ai sănătate. Mai ales că dumneavoastră sunteți o persoană foarte ocupată. Sunt o persoană ocupată, îmi place să lucrez, îmi place să nu stau degeaba. Pentru anul acesta aveți vreun gând în ceea ce privește activitatea artistică? Bineînțeles, categoric, avem promisiunea că vom scoate un nou CD cu grupul, cu Rapsozii Argeșului. Da. Avem în proiect un turneu cu ansamblu și Rapsozii Argeșului. Avem mai multe activități. Domnul Gigi, eu vă doresc încă o dată la mulți ani. Mulțumesc să fii mult. Sănătos și să aveți petrecere frumoasă și cât mai multe Doamne telefoane. Doamne ajută și dumneavoastră la fel. Din partea colegilor de cântec, pentru că și din partea iubitorilor de folclor, pentru că aceste telefoane vă fac duminică ziua o sărbătoare. Evident, categorii, pentru că oricum și pe Facebook sunt multe mesaje și deja au început să curgă de astăzi. Da. Mă bucur de un cer de prieteni foarte numeros și la fel și eu sunt prietenul lor și ei prietenul meu și ne bucurăm unii de alții. Înainte să cântăm, ce le transmiteți celor de acasă? În primul rând vreau să transmit soției încă o dată la mulți ani, fetiței care și ea este Gianina și este la fel mulți ani. Sărbătorită duminică. Sărbătorită duminică, băiatului meu, soacrei și tuturor argeșenilor multă sănătate și îndeplinirea tuturor dorințelor. Mulțumim frumos, domnul Gigi, pentru prezență, la mulți ani. Mulțumesc mult. La mulți ani, estimați telespectatori, vă spunem dumneavoastră pentru duminică, la mulți ani tuturor interpreților, nu o să dau niciun nume de interpret, ce poartă numele de Gheorghe, la mulți ani, să fiți sănătos, să ne vedem cu bine, rămâneți aproape de cântecul popular, stimați telespectatori, iar acum domnul Gigi Iordăchescu va interpreta pentru dumneavoastră melodiile Dealul Ideal și Valea Vale și șlagărul, bineînțeles, pe final, Mândra mea e argeșeancă. Mulțumesc colegilor mei din această seară și până vinerea viitoare. Să auzim numai de bine. La revedere! Dealul ideal și valea-i vale, mândră-i mândră până moare, măi, măi. Mândră-i fost la măta fată, mândră ești și măritată, măi, măi. Mândră-i fost de mititică, măi, măi. Puișor de rândunică, măi, măi. Mândră-i fost, mândră vei fi, măi, măi. Până ceasul de-i muri, măi, măi. Of,
ai fost mândruță de mică. Puișor de rândunică, măi, măi, of, 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 of. Ai fost mândruță de mică. Puișor de rândunică, măi, măi, mândra-i poșai să rămâi, măi, măi. Cum în lumea ta nu-i, măi, măi, mândra-i poșai să rămâi, măi, măi. Cum în lumea ta nu-i, măi, măi. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândra bolnăvioară, măi, măi. Of, 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 ce-am auzit eu aseară, că mi-e mândra bolnăvioară, măi, măi. De-o fi boala de la mine, măi, măi, Dumnezeu s-o facă bine, măi, măi. De-o fi boala de la altul, măi, măi, să zacă s-o știe satul, măi, măi. De-o fi boala de la mine, măi, măi, Dumnezeu s-o facă bine, măi, măi. De-o fi boala de la altul, măi, măi, să zacă s-o știe satul, măi, măi. Mândra mea e argeșeancă, argeșeancă mușceleancă, crescută pe argeșel, în costumul de mușcel, măi, dorule. Crescută pe argeșel, în costumul de mușcel, măi, dorule. Mândra mea e din mușcel mai, cu mijlocul subțirele mai. Poartă mara mașie, așa cum îmi place mie, dorule. Cu opincile în picioare, când o vede neica moare, dorule. Mândruță din Lerești, măi, în drumul tău de-ntâlnești, măi. Dorul meu venind la tine, să păstrez mândruță bine, dorule. Că ești fată din mușcel, eu băiat din argeșel, măi, dorule. Thank you.
lasă-mă mândru să zac, mă. Tot de focul cui mi-e drag, mă. Lasă-mă mândru să mor, tot de focul cui mi-e dor, măi dorule. Să zac și să pătimesc, că ce-mi place tot iubesc, măi dorule. Lasă-mă mândru să zac, tot de focul cui mi-e drag, măi dorule. Să zac și să pătimesc, că ce-mi place tot iubesc, măi dorule.